Ștefania Bostan, Ștefania, te-am mai găsit eu pe la niște concursuri pe undeva și eu te cunosc. La fel am să spun și ție ce am mai spus unor concurenți care cântă muzică populară, parcă aș vrea să te aud cu ceva mai greu. Aș vrea să aud un vibrato. La populară nu, vreau să aud un pic o piesă de factură asta, așa, numai piese ritmate sau care nu-ți spun atât de mult vocea în valoare. E păcat să nu alegem, nu? O piesă un pic mai grea. Aș vrea să te aud cântând un pic mai greu, asta în primul rând. Știi ce am observat eu prima dată la tine când am dat click pe filmarea ta? Rujul. Am observat că te-ai rujat. Deci, vezi, aici trebuie să fim puțin atenți. Eu nu depunctez așa ceva. Eu niciodată nu m-am legat de îmbrăcăminte sau așa ceva, da? La festivaluri, la concursuri, când sunt în juriu. Dar s-ar putea ca unii să se lege. Tu ești micuță și dacă îți dai rujul, eu vă înțeleg că eu am o școală de muzică și am copii mici care la fel se joacă. Și poate vor să-și dea puțin cu ruj fetițele. N-am nimic împotrivă, dar dacă un jurat are, ăla îți dă 8 și restul poate îți dau 10 și atunci ți-a tras media jos. Deci tu trebuie să iei totul în calcul și să zici, băi, dacă îmi dau cu rujul o să placă tuturor, dacă unul nu mă place. Știi? Așa trebuie gândit. Deci asta poate ar fi un pic o chestie, dar nu, ți-am zis, pe mine nu mă deranjează, dar s-ar putea că jurații acum primesc piesa ta și trebuie să dea note. Și dacă o să vadă filmarea și unul zice, ia uite la asta, s-a rujat la 10 ani. Înțelegi? Bun, asta tu știi cum faci. Oricum îmi place să vede că ești pasionată de cântat, să vede că îți place mult să faci lucrul ăsta, ai și un pic de atitudine, ai și un pic de mimică, gestică, floricica aia din păr pe care am mai văzut-o eu și în poze și în alte filmări, te avantajează și eu zic că ești pe drumul bun. Dar ți-am zis să-mi trebuie o piesă mai grea, am nevoie să văd cântat mai greu, chiar și la muzică populară. Competiția e strânsă, te-ai băgat poate în cel mai mare concurs al vieții tale, să știi că n-ai mai trecut printr-un concurs mai greu, cred, sau așa-mi imaginez în momentul ăsta. Nu e un festival unde toată lumea ia premii. Aici e un concurs dificil unde unul singur câștigă, așa că te-ai băgat într-o competiție grea și atunci vreau piese grele. Să-ți arăți vocea la maxim, vreau să aud vibratul, vreau să aud acolo niște inflexiuni de muzică populară. Succes mare!